Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Binecuvântat să fie numele Domnului! Haideți să ne reamintim pentru început ceea ce am împărtășit acum 2 și respectiv 3 săptămâni despre sănătate și boală. În prima dintre lecții, aminteam că odată cu apariția păcatului în lume, între omenire, imediat a venit și boala. Amintiți-vă, chiar de la început, Dumnezeu i-a spus Evei despre suferință, iar lui Adam despre oboseală, și oboseala cu vremea aduce și ea suferință. Ceea ce totuși ne oferă Biblia, Dumnezeu, prin Scriptură și prin lucrarea care o face, este o sănătate relativă în lumea aceasta, însă vrea să ne ducă spre aceea stare de desăvârșire în împărăția sa. Și procesul acesta, aminteam noi, că începe de la nivelul minții. Mai întâi dorește Dumnezeu să avem o credință sănătoasă, o minte sănătoasă, și apoi să efectueze însănătoșirea restului părților, componente ale ființei noastre. Este important de reținut că sunt boli spirituale și sunt boli trupești, pentru că omul păcătuiește atât la nivelul spiritului, cât la nivelul trupului. Biblia numește păcate care se petrec, se derulează în duh, și păcate care se derulează la nivelul cărnii. Cauza generală a bolilor este păcatul, încălcarea legilor lui Dumnezeu. E adevărat, mai sunt și alte explicații. Când cineva suferă pentru credință sau când este o cauză pe care noi încă nu o cunoaștem, anumite scopuri spirituale urmărite de Dumnezeu. Însă, în mod normal, atunci când cineva este bolnav, boala are durerile ei, mai mari sau mai mici, capacitatea omului este redusă și omul suferă. În a doua parte discutam despre vindecare și când este vorba de vindecare, apar câteva întrebări. Dacă pot să mă vindec, dacă pot să fiu vindecat? Noi am învățat din Scripturi că omul trebuie să întrebe pe Domnul, că Dumnezeu știe cauza bolii. Medicii pot să spună niște cauze psihologice, niște cauze fizice, dar Dumnezeu prin Scriptură sau prin Duhul Sfânt, printr-un mesaj aparte, poate să ne adeverească adevărata cauză sau întreaga sursă a necazului și a suferinței. Și tot Dumnezeu este Cel care decide dacă un bolnav se vindecă sau nu se vindecă. În Biblie este scris, eu sunt Domnul care te vindec. El care este autorul vieții poate să refacă viața. Dacă aflăm că Domnul vrea să ne vindece, următoarea întrebare este, ce trebuie făcut ca să ne vindece? Trebuie doar să ne mărturisim? Trebuie să ne lăsăm de anumite lucruri? Trebuie doar să schimbăm anumite lucruri din comportamentul nostru fizic? Ce anume trebuie făcut? Trebuie să acceptăm să mergem la medic? Ne va vindeca Domnul într-un mod supranatural? Pentru că enumerăm mai multe modalități de vindecare și le-am împărțit în 3. Vindecările supranaturale, când Dumnezeu vindecă pe loc, fie la ungerea cu un de lemn, fie printr-un dar de tămăduire, fie la rugăciunea bisericii. Adică fără vreo intervenție, chiar dacă este o atingere sau un cuvânt, dar este o intervenție supranaturală, pe direct, o intervenție a Domnului. Apoi aminteam acele vindecări prin ascultare. Biblia spune, dacă asculți, nu te lovesc și dacă te îndrepți, încetează durerea. Astea le-am numit noi la jumătate, semii, pentru că e tot o intervenție supranaturală, dar este la îndemâna noastră. Dacă ascultăm, ne vindecăm. Dacă n-ascultăm, știți ce spunea Domnul? Chiar unuia care l-a vindecat. De acum să nu păcătuiești, ca să nu ți se întâmple mai rău, să nu revină boala, ba încă o formă mai acută. Și în cel de-al treilea rând, vindecările naturale, fie preventiv, prin a îngriji în mod corect de trupul nostru, atât în ce privește activitățile, cât și alimentația, și apoi celelalte forme de vindecare, pe cale naturistă sau pe cale medicală clasică, după cum este voia Domnului și posibilitățile existente. Însă, să nu pierdem din vedere, Biblia nu admite și va fi o mare greșeală ca cineva să caute vindecarea la vreo sursă străină, la mijloace oculte de vindecare, care s-ar putea să te vindece trupește, dar să te îmbolnăvească spiritual. Dumnezeu când vindecă, mai întâi vindecă spiritual și apoi vindecă trupește. Diavolul întotdeauna spiritual nu vindecă, decât poate simula o oarecare minune la nivel fizic, la nivel sentimental. Haideți să ne oprim acum în ultima lecție din capitolul acesta al sănătății, enunțând câte un principiu pentru sănătate, boală și vindecare și apoi dând câteva exemple din Scripturi. Sănătatea
poate să fie pe pământ numai relativă. În Psalmul 84 este scris în versetul 11, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihan. Deci Dumnezeu vrea în mod normal să ne meargă bine. Și aceasta nu e doar pentru Vechiul Testament și Noul Testament. Vă reamintesc a 3-a Ioan, capitolul 1, versetul 2. La fel spune: Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Și în Psalmul 103 citim noi la rugăciune: El îți iartă toate păcatele tale. Și continuă versetul 3: El îți vindecă toate bolile tale. Nu-ți poate vindeca bolile până mai întâi nu-ți iartă păcatele. Dar odată iertat, Dumnezeu intenționează să-ți meargă bine și să te vindece. El îți păvește viața din groapă, te încununează cu bunătate și îndurare, poate să facă să sature de bunătăți bătrânețea și în final, în împărăția sa, ne va face să întinerim iarăși ca vulturi. Dar sănătatea absolută o vom întâlni doar când trupul acesta va fi schimbat în împărăția lui Dumnezeu. Haideți, că știu că în mod normal cei care suntem bolnavi dorim lucrul acesta, să citim din cartea Apocalipsei, ultimul capitol, versetul 2. Când vom ajunge acolo, în mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, dând 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Deci când Dumnezeu ne va da viața și ne va îngădui harul să gustăm din pomul vieții, asta va include și vindecarea noastră totală. Și tot în Apocalipsă scrie că va șterge orice lacrimă și orice suferință și atunci vom fi sănătoși într-un mod desăvârșit. Doamne, ajută-ne să ajungem acolo. Însă până atunci pe pământ există boli. Deschideți la cartea Deuteronom în capitolul 7. Păcatul este cauza bolilor, fie direct, fie indirect. Direct înseamnă că tu ai păcătuit și pe tine te doare. Indirect înseamnă că altul păcătuiește și te lovește pe tine. Dar tot numai păcatul e cauza. Fie că prin tine, fie că prin altul. Că altul păcătuiește și te prigonește pe tine. 7:12. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeu tău va ținea față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi. Și versetul 15. Domnul va depărta de tine orice boală. Nu-ți va trimite niciuna din aceste molime rele din Egipt pe care le cunoști, și va lovi cu ele pe toți cei ce te urăsc. În Biblie, bolile sunt numite bolile Egiptului, bolile lumii sau ale păcatului. Și chiar după pocăință, Domnul vrea să aducă sănătate. Dar dacă nu vine sănătate și rămâne boala, și la unii rămâne, trebuie să acceptăm starea aceasta de lucruri. Că de fapt plata păcatului este moartea. Și atunci nu putem să-i pretindem lui Dumnezeu să ne vindece în mod automat. Este un har vindecarea. Amintiți-vă de tâlharul de pe cruce. El spunea: pentru noi este drept. Și suferea și curgeau sânge din mâini și din picioare. Și spunea: pentru noi e drept să suferim. Și să știți, și pentru noi este drept, că nu este altceva decât roada păcatelor noastre. Și trebuie să acceptăm. Ba chiar spune 1 Petru capitolul 2: dacă cineva suferă pe nedrept, poate vă gândiți la Iov, poate vă gândiți la unii martiri. Tot se face să acceptăm starea aceasta. Și Apostolul Petru scrie aici de la versetul 19, 1 Petru 2:19. Căci este lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Și s-ar putea cineva te necăjește și te doare inima și te doare capul. Sau unii mai suferă că încă sunt și loviți. În adevăr, ce fale să suferiți cu răbdare să fiți spălmuiți când ați făcut răul. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut binele, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Deci acceptați suferința și boala, chiar dacă o merităm și chiar dacă nu o merităm. Este un har și vindecarea, este un har și suferința în anumite condiții. Deschideți la Exod capitolul 23. Dumnezeu i-a făgăduit la Israel că îl vindecă, dar în anumite condiții. 23:25. Voi să slujiți Domnului Dumnezeului vostru și El vă va binecuvânta pâinea și apele, și voi depărta boala din mijlocul tău. Deci nu poți îndepărta decât ceea ce este. Voi să slujiți. Și dacă slujiți, Domnul poate să îndepărteze acestea. Am auzit o relatare despre o soră în vârstă care era nevăzătoare și mergeau frații la ea și avea mesaje din partea Domnului. Și într-o zi, Domnul a vindecat-o.
cum a vindecat-o și a amintit ea că pusese mai din tinerețe, înainte de a fi oarbă, mi se pare, anumite caiere de lână și geme de ei și s-a dus și le-a coborât și s-a apucat pe treabă și s-a dat să-și facă anumite lucruri la bucătărie și seara vederea a dispărut. Și apoi mărturisea ea la toți și spunea: Dumnezeu, numai puțin m-a lăsat să experimentez, că dacă mă face sănătoasă, mă dau pe lucru și nu mai sunt bună de vas al Domnului. Și ca atare, ea singură recunoștea că Domnul o ține în starea respectivă. Să slujim Domnului și Dumnezeu, dacă va găsi de cuvință, să ne facă mai sănătoși pentru slujire, să știți că nu e greu să ne facă. Și eu personal sunt un exemplu de om pe care îl ține Dumnezeu cu niște granițe la sănătate. Și mi-a spus cândva Dumnezeu, când am vrut să mă avânt într-o anumită latură, atât îți îngădui. Și Dumnezeu știe ce face, este mai înțelept decât noi. Va stabili El granițele sănătății noastre, dar noi și slujim. Iar cât privește vindecarea, totuși trebuie să credem. Pentru că din Scriptură înțelegem mai multe cazuri de vindecare decât sunt acum. Și chiar unii au făgăduințe. Deci ar putea fi mai mulți vindecați decât sunt. Dar se pare că credința noastră suferă. Și cântăm noi: nu-i credință, nu-i credință, de aceea printre noi. Amintiți-vă în Marcu capitolul 6, Domnul Iisus care vindeca în așa fel încât la vindecător nu era niciun defect. Știți, uneori e problemă cu vindecătorii, că nu sunt ei apți. Dar alteori e problemă cu pacienții. În Marcu 6, versetul 5 și 6 scrie: n-a putut să facă nicio minune acolo, ci doar și-a pus mâinile peste câțiva bolnavi și i-a vindecat. Nu credeau mai mult. Uneori este nevoie de credință, iar cât privește ascultarea sau, dacă vreți, chiar o abstinență de la anumite alimente care nu ar trebui să facă parte din dieta noastră sau pocăința mai mult decât alimentația, în a nu te supăra, în a nu ține ură pe cineva. Aici ține de credință și voință. Pentru vindecările supranaturale îți trebuie credință, pentru vindecări naturale îți trebuie voință. Să-ți propui tu: nu mă mai supă persoana cu tare, nu mai mănânc mâncarea cu tare, nu mai mă duc în locul cu tare care mă afectează. Și spun unii oamenii: frate, vreau, dar nu pot. Se pare că subestimăm voința noastră. Ni se pare nouă că vrem, dar nu putem. Domnul în Evanghelia după Marcu, când a vindecat pe Bartimeu, l-a întrebat în versetul 51: ce vrei să-ți fac? El asta vroia, dar vroia tare asta. Îi spune Domnul, versetul 52: du-te, credința ta te-a mântuit. Avea și voință puternică și credință puternică. Amintiți-vă de Apostolul Petru, care spune în a doua, capitolul 1: de aceea dați-vă și voi toate silințele. În Isaia, capitolul 1, versetul 19 și 20 spune: dacă veți voi și veți asculta. Deci cere oamenilor voință puternică. Și Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 9 cu 27: de aceea mă port aspru cu trupul meu, adică își impune voința. Aici am vrut să punctez ceva, că aici cred că suntem deficitari. Credem, dar ne îndoim. Vrem, dar ne lăsăm. Dacă vrem, atunci haideți să avem o voință puternică. Voința este foarte importantă la om. Dacă vrem să postim și pe la amiaz ne prinde ispita, ne vine să mâncăm. Uite, nu te lăsa să vrei să postești până mai târziu. Dacă ți-ai propus să nu mai comiți un păcat, să nu mai urăști, că imediat atunci îți crește tensiunea și la ochi și la minte, te apucă ulcerul la stomac, spui: nu mai vreau să mă cert. Dar atunci impuneți această voință și roagă-L pe Dumnezeu, că mi se pare mie că nu ne dăm toată voința. Voim până la un punct și după aia nu mai voim. Deci voință și credință. Doamne, ajută-ne! Și în ultimul rând, să nu uităm să mulțumim lui Dumnezeu. Amintiți-vă de acel samaritean care s-a întors să mulțumească Domnului. Și de asemenea de soacra lui Petru, în Matei 8:15, care după ce a fost vindecată s-a ridicat ca să slujească. Mulțumește Domnului și slujește-i și El să ne ajute. Amin. Haideți să trecem la exemple. Vom examina mai întâi câțiva bolnavi, deci cazurile negative, cum ar veni. Deschideți la 1 Samuel 25, este vorba de Nabal. Versetul 3, partea finală: bărbatul era aspru și rău în faptele lui. Un bărbat aspru și rău. Și apoi citim de la versetul 36:
Tocmai el dădea în casa lui un ospăț, ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei, dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevastă să-i istorise ce se întâmplase, inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. Uitați-vă cauzele bolii de moarte a lui Nabal. Existența unor stări rele, răutate, asprime și necontrolul alimentației, băutura. Au fost aceste cauze și spirituale, răutatea și faptele acestei rele în viața lui, dar și cauzele fizice. Eu nu știu ce a făcut, stop cardiac, a murit de inimă rea, o comoție cerebrală, nu știu ce a făcut. El a fost de vină că s-a îmbolnăvit, că mâncare ar mai fi avut să trăiască. Trecem la un alt caz, e vorba chiar de David. Psalmul 32. A păcătuit David în trupul lui, în carnea lui. Și spune aici, de la versetul 3, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se uscă pământul de seceta verii. Suferea David în suflet și în trup. Atunci ți-am mărturisit păcatul și nu mi-am ascuns fără de lege. Așa am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de lege și tu ai iertat vina păcatului meu. Întoarceți la Psalmul 38 și citim aici o altă mărturisire a lui David despre starea lui de sănătate. De la versetul 2. Că săgețile tale s-au înfipt în mine și mâna ta apasă asupra mea. N-a mai rămas nimic sănătos în carnea mea. Dar de ce, David? Din pricina mâniei tale nu mai este nicio vlagă în oasele mele în urma păcatului meu. Eu nu știu ce bol l-au lovit pe David după ce a păcătuit, dar iată ce spune el. Cărși fără de legile mele se ridică deasupra capului meu ca o povară grea, sunt prea grele pentru mine, rănile mele miroase greu și sunt pline de coptură. Dar de ce? În urma nebuniei mele. Iată cum oamenii singuri își pricinuiesc boli. Eu cunosc un tânăr care a făcut pe viteazul și s-a supărat și a dat un pumn la perete și odată și-a rupt mâna. Cine a fost de vină? El. Trecem la un alt caz, 1 Samuel, capitolul 5. Constatăm aici o boală care să știți că e frecventă și astăzi. Filistenii sunt loviți, spune capitolul 5, versetul 6. Mâna Domnului a apăsat asupra celor din Asdod și i-a pustit și i-a lovit cu bubel așezut, atât în Asdod cât și în ținutul lui. Și cunoașteți, citim apoi și versetul 9. Au mutat chivotul Domnului din Asdod în altă localitate, la Gat. Versetul 9. Dar după ce l-au dus acolo, mâna Domnului a apăsat asupra cetății și a fost o mare groază. A lovit pe oamenii cetății de la mic până la mare și au avut o spuzenie de bube. Din nou. Și de acolo l-au mutat la Ecron. Și ăștia a ieșit la poarta cetății și a spus: ați venit cu boala la noi? Ei știau că boala are o cauză. Atitudinea lor față de chivotul lui Dumnezeu. Și nu l-au primit. Și s-au sfătuit ei, spune versetul 12, oamenii care nu mureau, auziți, unii mureau, care nu mureau, erau loviți cu bube și țipetele cetății se înălțau până la cer. Versetul 3, în capitolul 6, ei au răspuns: dacă trimiteți înapoi chivotul Dumnezeului Israel, să nu-l trimiteți cu mâna goală, ci aduceți lui Dumnezeu o jertfă pentru vină, atunci vă veți vindeca și veți ști pentru ce nu s-a îndepărtat mâna lui de peste voi. Și dumneavoastră cunoașteți narațiunea care urmează, cum au pus chivotul într-un car și vacile care nu mai trăseseră la jug l-au dus în țara lui Israel și ei s-au vindecat. Și au zis ei printre altele în versetul 9: Domnul ne-a făcut acest mare rău, și dacă nu vom ști că nu mâna lui ne-a lovit, ci lucrul acesta a venit peste noi din întâmplare. Dar ei și-au dat seama și în final au constatat că nu întâmplarea a fost boala. Cum să știți că nicăieri boala nu vine din întâmplare? Boala are o cauză. Ei au rezolvat cauza și s-au vindecat. Până atunci nici cu tratament. Atunci s-au vindecat în mod sigur și fără tratament. Deci putem înțelege că Dumnezeu are răfuială și cu cei de afară. Continuăm cu un alt caz, 2 Împărați, capitolul 5. Este vorba de Gehazi, slujitorul lui Elisei, care, mânat de o lăcomie, a mințit. Și minciuna și lăcomia, spune aici de la versetul 21, cum a alergat după Naaman, l-a mințit că l-a trimis Elisei. Apoi versetul 25 se întoarce înapoi și îl întreabă Elisei și din nou mai minte odată și spune: robul tău nu s-a dus nicăieri, dar Elisei a zis: oare n-a fost Duhul meu cu tine când a lăsat omul acela carul și a venit înaintea ta? Versetul 27 pronunță sentința:
lepra lui Naaman se va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna. Și a trăit Gehazi cu vindecătorul lângă el, dar fără să-l mai poată ajuta vreodată. S-a dat sentința bolnav pe viață și boala să se extindă și la copiii lui. Iată cauza. Și Gehazi a ieșit dinaintea lui Elisei plin de lepră, alb ca zăpada. Uneori s-au întâmplat și în zilele noastre. Oamenii au făcut o anumită greșeală spirituală. Amintiți-vă de Ozia, discutam noi într-una din predicile trecute. A intrat în templu și acolo l-a lovit lepra pe frunte. Pe unii în timpul unei certe. Atunci îi lovește o anumită durere și nu mai scapă de ea poate ani de zile. Sau imediat după ce au comis un păcat. Un alt exemplu, 2 Cronici, capitolul 21. Aici avem o boală grea, ceva de genul cancerului. Un împărat rău, Ioram, fiul lui Iosafat, a băgat idolatria în țară. Și în versetul 12 i-a venit o scrisoare de la prorocul Ilie, o prorocie, care spunea, așa vorbește Domnul, pentru că n-ai umblat în căile tatălui tău Iosafat, ci ai umblat în calea împăraților lui Israel, pentru că ai târât la curvie pe Iuda și locuitorul Salimului și ai omorât pe alții care au mai bun ca tine. Versetul 14, iată, Domnul va lovi cu o mare urgie pe poporul tău, pe fiii tăi, pe nevestele tale și tot ce este al tău, iar pe tine te va lovi cu o boală grea, cu o boală de măruntaie, care se va îngreuna din zi în zi până când îți vor ieși măruntaiele din pricina tăriei bolii. Și întoarceți la același capitol, versetul 18. După toate acestea, Domnul a lovit cu o boală de măruntaie care era fără leac. Ea s-a îngreunat din zi în zi și pe la sfârșitul anului al doilea i-au ieșit lui Ioram măruntaiele din pricina tăriei bolii. A murit în dureri grele și poporul n-a ars tămâie în cinstea lui cum făcuse pentru părinții lui. Lovit și nemântuit. Oameni care sunt pedepsiți aspru de Dumnezeu prin boli. Dumnezeu le folosește în forma aceasta. Eu mi-amintesc un caz care a murit în niște dureri groasnice și durerile astea fără Dumnezeu și când te simți lepădat și când simți că sporți vinovăția sunt și mai amarnice, omul acela a murit fără harul lui Dumnezeu, e o boală similară. Și un ultim caz din acele cazuri de boală negative, Daniel 4, tot un împărat. Zice Daniel, de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale și trăiește în neprihănire, rupe cu nelegiurile tale și ai milă cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Îi spune Daniel, rupe cu păcatele, că păcatele, printre altele, aduc boală. Versul 29, după 12 luni, pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am zidit eu? Ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele. Nu se sfârșise încă vorba aceasta împăratului și un glas a pogorât din cer și a zis, află împărate Nebucadnețar că ți s-a luat împărăția. Acum, cu forța armată? Nu. Dumnezeu nu mi-a dat o boală psihică. S-a îmbolnăvit, acel împărat inteligent l-a lovit o nebunie prin care el credea că el este și el animal. Și-a socotit că nu mai e locul printre oameni și s-a dus printre patrupede și a stat 7 ani. Și el așa credea, așa se manifestă boala aceasta, el așa credea că acolo e locul lui. Și mânca iarbă și a stat în păduri. Și spune apoi versetul 34, după trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadnețar, am ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. De unde începe însănătoșirea? De la minte. Am binecuvântat pe cel prea înalt, am lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție denuiește din neam în neam. Un om făcut sănătos de Dumnezeu, care a știut să-i mulțumească și să înțeleagă că Dumnezeu l-a lovit și Dumnezeu îl poate face sănătos. Poate Dumnezeu să vindece bolile psihice? Oamenii spun, pentru bolnavi psihici nu mai este leac, decât așa le mai reduce din puterea fizică să-i facă mai inofensivi. Nu, Dumnezeu poate să vindece, foarte simplu. Dintre animale să-i aducă iară să-i facă împărați, dar nu fără pocăință. Să trecem acum la câțiva oameni sănătoși, vindecați și chiar ceva vindecători, să amintim. Geneza 43, aici avem mai degrabă o atitudine față de bolnavi. 43 cu versetul 27, amintiți-vă de Iosif în Egipt, care nu-și văzuse părinții și frații de mai bine de 20 de ani. Acum avea ocazia și întreabă el. În versetul 27, el i-a întrebat de sănătate și a zis, bătrânul vostru tată de care ați vorbit este sănătos, mai trăiește?
Interesați-vă de starea de sănătate a fraților dumneavoastră și a părinților. Interesați-vă cum o duc alții cu sănătatea. Și n-a fost o simplă întrebare banală. E sănătos? Cum îți mai merge? Ce mai face? Întoarcem tot la Geneza 48, versetele 1 și 2. După aceea au venit și au spus lui Iosif, tatăl tău este bolnav. Și Iosif a luat cu el pe cel doi fii ai săi, Manase și Efraim. Au dat de știre lui Iacov și i-au spus, iată că fiul tău Iosif vine la tine. Și Israel și-a adunat puterile și s-a așezat pe pat. Un om care s-a interesat de sănătatea celorlalți i-a vizitat. Știți că Domnul spune, am fost bolnav și ați venit pe la mine. Mergem să-i vedem, dacă putem îi întreținem și dacă putem îi și vindecăm, dar cel puțin să-i vedem, să mergem la ei. Un alt caz, 2 Împărați, capitolul 5, Naaman Sirianu. Sunt foarte mulți oameni care vin la pocăință printr-o vindecare. Dumnezeu le dovedește puterea sa vindecătoare și totodată le iartă păcatele. 2 Împărați, capitolul 5, versetul 1, partea finală. Dar omul acesta tare și viteaz era lepros. Și uitându-ne în societate, te uiți la câte un om, ca un brad, roșu la față, și poate numai el știe de ce suferă. Tare, viteaz, dar lepros. Versul 3. Slușnic a zis stăpânii sale, oh, dacă ar fi domnul meu la prorocul acela din Samaria, prorocul al tămăduit de lepra lui. Și iată, câte un frate mai întreprinzător sau un copil, le spune celor de afară, știi că domnul vindecă? Versetul 6. Când a auzit el, a dus împăratul Ezdai scrisoarea care glăsuia așa, acum când vei primi scrisoarea aceasta, vei ști că îți trimit pe slujitorul meu Naaman ca să-l vindești de lepra lui. Știți cum a reacționat împăratul? Și a spus și ea haine și a spus, dar ce, eu sunt Dumnezeu? Știa el că Dumnezeu vindecă. Numai că nu știa că Dumnezeu are medici în funcțiune pe pământ. Elisei aude și îl cheamă la el. Și citim apoi de la versetul 10. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol. Du-te și scaldă-te 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Elisei era și proroc și om folosit de Dumnezeu să vindece. Acum poate fi diferit. Prorocul doar îți dă mesajul și prin altul te vindecă Domnul. Dar întotdeauna e important de reținut forma în care vrea Dumnezeu să te vindece. Știi și Domnul, pe câte unul spunea mâine, la altul spunea un cuvânt, la altul spunea, du-te arată preoților. Sunt diferite forme și trebuie dat dovadă de credință și ascultare în momentele acelea. Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine. Se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeu lui, își va pune mâna pe locul rănii și va vindeca lepra. Și ne obișnuim noi cu anumite forme de vindecare și le ritualizăm, că numai așa se întâmplă vindecarea. Dumnezeu are diverse forme. Ei, nu cred eu că acum vindecă Domnul pe careva dacă merge pe undeva la băi să se scalde. Numai așa că îl vindecă pe cale terapeutică. Dar nu o vindecare supranaturală dacă trebuie să se scalde. Eventual, așa dacă îl vindică Domn pe careva în timpul botezului. Asemenea cazuri am auzit. Ajutoarele lui Naaman au stăruit de el și el până la urmă a acceptat. S-a făcut curat dintr-o dată, s-a dus înapoi. Și ce este foarte frumos. Spune apoi în versetul 17, partea finală. Robul tău nu mai vrea să mă aducă altor Dumnezei, nici ardere tot, nici jertfă, ci va aduce numai Domnului. A înțeles că Dumnezeu l-a vindecat și tradus în vremea noastră, omul acela s-a pocăit. Un alt caz, tot 2 Împărați, capitolul 20, împăratul Ezechia. Versetul 1. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. La jumătatea vieții era, așa cum declară el. Versetul 2. S-a întors cu fața la perete și a făcut Domnul următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Dumnezeu l-a vindecat la rugăciunea lui. Isaia a venit cu mesajul, nu prin Isaia l-a vindecat Domnul, la rugăciunea lui, dar a vărsat multe lacrimi. Nu știu dacă rugăciunea a fost numai atât, dar lacrimile spune că au fost multe. Și Domnul i-a adăugat, cunoașteți, 15 ani, iar în versetul 7, Isaia a zis, luați o turtă de smochine, au luat-o și au pus-o pe umflătură și Ezechia s-a vindecat. Vindecarea a fost de la Domnul, dar uitați că a mai trebuit și un pasament pus. Acesta a avut rolul să vadă credința lor, a făcut bine, nu știu exact, dintr-o turtă de smochine, cum te poți vindeca de o boală de moarte. Evident că nu se poate doar în mod terapeutic realiza aceasta. Dar ne oprim puțin la Ezechia. Deschideți la 2 Cronici 3:25. Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o și i s-a îngânfat inima.
mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Și apoi din nou, Ezechia s-a smerit din mândria lui și Dumnezeu s-a îndurat și nu i-a pedepsit în timpul vieții lui. Iată cum după vindecare, diavolul din nou vine la noi și ne ispitește. Ba să ne mândrim, știu eu, că Dumnezeu l-a ascultat, că a fost neprihănit. Ba să te mândrești că Dumnezeu te-a folosit pe tine la vindecare. Ba să te mândrești tu cu persoana care te-a vindecat. Ba să te mândrești tu că pe tine te-a vindecat și pe altul nu l-a vindecat. Diavolul vine și înainte și după aia. Și vine chiar și atunci, în timpul vindecării, să o facă el eventual, sau să te încurce, să nu se facă. Și tot despre Ezechia mai citim în Isaia 38. Avem aici detailat o cântare a lui. 38:10. Ziceam. Și poate ziceți dumneavoastră când vă lovește vreo boală așa pe la 30, 40 de ani, 50. În cei mai buni ani ai vieții mele trebuie să mă duc la porții locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care îmi mai rămân. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul, pe Domnul în pământul celor vii. Nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Și până într-acolo era bolnav, încât zice el în versul 12, partea finală, până în deseară îmi vei pune capăt. Deci era atât de grav încât până seara putea să moară. Am strigat până dimineața ca un leu, îmi zdrobise toate oasele, până de seară îmi vei pune capăt. Și lipeam ca o rândunea, cromcăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă. Nu interzis să ne rugăm foarte puternic în asemenea momente. Poate îl înduplecăm pe Dumnezeu. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Și acum, lecție pentru toți care am fost și ați fost vindecați. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci Tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, că Dumnezeu folosește suferința cu scop de mântuire. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Versul 19, cel viu, dar cel viu te laudă ca mine astăzi. Domnul m-a mântuit, de aceea în toate zilele vieții noastre voi suna din coardele instrumentelor noastre în casa Domnului. Un alt caz, Daniel capitolul 1. Cazul acesta e pentru tineri. Cei care nu mai suntem tineri, mai greu o putem lua de la capăt. Daniel capitolul 1, de la versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucate alese ale împăratului și cu vinul pe care bea împăratul. Și apoi, citim versetul 12, încearcă pe robii tăi 10 zile ca să ne insidează zarzavaturi și apă de băut. Și să te uiți apoi la fața noastră și a celor tineri care mănâncă din bucatele împăratului să faci cu robii tăi după cele ce vei vedea. El i-a ascultat în privința aceasta și i-a încercat 10 zile. După cele 10 zile, ei erau mai bine la față, mai grași decât toți tinerii care mâncau din bucatele împăratului. Iată cum un bun comportament spiritual și fizic i-a păstrat sănătoși. Și despre Daniel avem scriere în cartea sa până la vârsta de după 90 de ani. De aceea tinerii să fie cumpătați, atât sufletește cât și trupește, din toate punctele de vedere. Și asta le poate conferi o viață sănătoasă. Unul care deja obosit de ani, de trudă, de dureri, de necazuri, nu mai poate lua ca aceștia de la capăt, dar tinerii o pot. Dar tinerii nu-și prețuie sănătatea. La tinerețe o dau pe bani și la bătrâneți o cumpără pe bani. Dar e mai scump, că între timp se scumpește, se devalorizează. Păstrați-o la tinerețe. Luați sfatul acestor patru și fiți sănătoși. În alt exemplu, Moise, Deuteronom 34. Omul acesta ajunsese bătrân și era sănătos. Am putut posti 40 de zile că a fost sănătos. Care au probleme de sănătate și cu postul stau mai slab. Și cu slujirea pot să stea mai slab. Nu mai pot sluji așa. 34:7. Moise era în vârstă de 120 de ani când a murit. Vederea nu-i slăbise și puterea nu-i trecuse. Sunt stări de excepție când Dumnezeu îl ține pe cineva sănătos. La ani înaintați. Pentru Dumnezeu este ieftin. Dar știți care a fost atitudinea lui Moise față de bolnavi? Numeri 12. S-a îmbolnăvit sora lui de lepră. Cum a venit lepra peste Maria? A bombănit ce nu trebuie. Ei, câte aud eu de prin adunare, de ar fi Domnul să vă pedepsească ca pe Maria asta, s-ar muta jumătate din Betel la Tichilești. Dar Domnul e bun, vă iartă, numai cred că vă mai și lovește cu unele boli pe unii și pe unele. 12:11. Acum se roagă Aron
A zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să portăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort și a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecile mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindecă-o, amin. Putem să ne rugăm pentru cei care ne vorbesc de rău? S-ar putea să ne asculte Domnul, dacă dorim din toată inima. Dacă noi nu vorbim, ne poate ține sănătoși și ne poate asculta când ne rugăm pentru ceilalți. Și acum trecem în Noul Testament, Filipeni 2. Avem aici un bolnav despre care nu ni se spune că a păcătuit. Nu că n-ar fost păcătos, dar boala de care suferea atunci nu era un efect al păcatului. Filipeni 2, de la versetul 25. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucrare și de luptă, trimesul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, că-și dorea fierbinte să vă vadă pe toți. Și era foarte mâhnit, pentru că aflaseră că a fost bolnav. Ce-i drept, a fost bolnav și foarte aproape de moarte. Dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, dar și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. Rețineți cât de tare se necăjeau unii când erau bolnavi alții. Deci cât de mult se iubeau. Știți că în felul acesta au vrut și surorile Marta și Maria să-l sensibilizeze pe Domnul. E bolnav cel pe care îl iubești. Și când ți-e bolnav copilul sau cel pe care îl iubești, așa te doare. Mai tare ca și când ai fi tu bolnav. Și Epafrodit s-a necăjit că a aflat alții că e bolnav, că se necăjeau. Spune versetul 30, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Nu știu că s-a obosit din lucrare prea tare sau că a suferit, dar spune că pentru lucrare și pentru efortul lui a ajuns în acea stare de slăbire, probabil, sau de altă boală. Și Domnul s-a îndurat de el. Și sunt mame care sunt ajunse aproape de moarte din slujirea lor pentru copii, sau oameni care pentru Evanghelie, sau oameni care îngrijind de săraci, ajung de abia mai supraviețuiesc, astfel de bolnavi sunt scumpi. Și trebuie să ne necăjim când sunt bolnavi, că cine mai îngrijește în locul lor dacă Domnul duce la odihnă? Și să amintim în final, cum privea Domnul Iisus la cei bolnavi? Amintiți-vă, el a fost un om al durerii obișnuit cu suferința. Nu pentru păcate. A suferit și pentru unul și pentru altul. L-a necăjit și unul și altul. L-au bătut, a curs sânge din el, a suferit. Dar cum privea Domnul spre bolnavi? Știți în câte rânduri el le-a vindecat? Hai să amintim doar Luca 4 cu 40. La sfințitul soarelui, toți cei ce aveau bolnavi atinși de felurite boale le aduceau la el. El își punea mâinile peste fiecare din ei și îi vindeca. Amintiți-vă în pustie, mai întâi a vindecat, după aia le-a dat să mănânce. În templu i-a scos pe unii cu biciu, dar și acolo i-a vindecat pe unii. Și când au mers după el în grădină și i-a tăiat Petru urechea la unul, n-a mers mai departe până nu l-a vindecat întâi. Așa grijă avea față de bolnavi. A venit să ridice păcatele și boalele, numele lui fie binecuvântat. Și le-a dat grija asta și la ucenici. Vă citesc din Matei 10, versetul 8. După ce le spune în versetul 7, propovăduiți, le spune, vindecați pe bolnavi. Spuneți-le de împărăție, că dincolo vor fi sănătoși, dar vindecați-i și aici. A avut o grijă deosebită față de bolnavi și suferea alături de ei. Încheiem cu trei gânduri. Sănătatea este imaginea creației. Dumnezeu tot ce face, face sănătos. Când El a creat, totul era bun, totul era ok, totul era în regulă. Nu mai trebuia nimic adăugat. Sănătatea e urma creației lui Dumnezeu. Boala e urma păcatului. La ce a făcut Dumnezeu, tot e sănătos. Cum ne-am băgat noi să meșterim și diavolul, cum s-a îmbolnăvit. Iar vindecarea e tot opera lui Dumnezeu, dar acesta e simbolul noi împărății. Când Dumnezeu ne-a creat fără prihană, sănătoși, omul s-a îmbolnăvit și Dumnezeu îi vindecă. E simbolul iertării, dacă vreți, printre altele. A spus Domnul, ca să știți că fiul omului are putere să ierte păcatele, de aceea zic, ridică spatul și umblă sau du-te acasă. E simbolul iertării și al milei, vindecarea. Apoi un al doilea gând, totul, boală, vindecare, sănătate, totul trebuie să fie pentru slava lui Dumnezeu. Dacă cineva e sănătos, dă slava lui Dumnezeu. Dacă te ține Domnul într-o stare de boală, Ioan 11 cu 4, și boala aia trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu.
și ce nu pricepi acum, vei pricepe după aceea. Totul trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu. Totul trebuie să se întoarcă ca o laudă la adresa lui Dumnezeu. În Filipeni, capitolul 1, spune Pavel despre viața lui și știți că și el a suferit. Nu doar că l-au bătut cu pietre și că l-au bătut cu nuiele și astea se lasă uneori cu urmări, dar a suferit și de la cel țepuș care l-avea în trupul lui, în carnea lui. În Filipeni 1 cu 19 scrie așa, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Unde era Pavel în momentul respectiv? În temniță. În temniță sigur se sufere. Dacă nu de altceva de frig, dacă nu de altceva de foame, dacă nu de alte dureri, de bătăi care se aplică acolo. Prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca întotdeauna, rețineți, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Deci fie că trăiește cineva ca sănătos sau ca vindecat, fie că moare, Hristos trebuie să fie proslăvit. Dacă în starea în care sunt, de sănătate, de boală, de vindecare, nu-i proslăvit Domnul Hristos, nu-i în regulă cu mine. Ce Pavel, prin toate trebuie să fie proslăvit Domnul Iisus. Și apoi spune, până și dacă mâncați sau faceți altceva, 1 Corinteni 10:30, totul să fie spre slava lui Dumnezeu. Numai că diavolul vrea altfel. Când e sănătos să ți se pară că e normal să fii sănătos, când ești bolnav să te vaiți că vai de mine, numai pe tine te-a pedepsit Dumnezeu, și când te vindecă să uiți. Când de fapt toate, sănătate, boală și vindecare, ți-o slavă pentru Domnul. Și așa trebuie să fie și să rămână. Și ultimul gând, totul trebuie privit prin prisma veșniciei. Adică tot ce e trecător nu trebuie să ne domine. Ești bolnav? E o vreme. Te vindecă? Tot vei muri cu vremea. Ești sănătos? Tot vei îmbătrâni cu vremea. Astea trec. Totul trebuie privit prin prisma veșniciei. În 2 Corinteni 4:17 spune așa. Și când privim așa, altfel îndurăm lucrurile. Cum poate să îndure un om care stă pe pat? Și Domnul i-a spus că rămâne așa în forma aia, poate o log, poate se hrănește în niște condiții critice. 2 Corinteni 4:17. Căci întristările noastre ușoare de o clip. Și ar spune unii bolnavi, nu, astea numai ușoare nu sunt. Dacă Biblia spune că sunt ușoare și dacă îți de o clipă în raport cu veșnicia, să știți că așa sunt, că sunt ușoare în raport cu chinul iadului și sunt de o clipă în raport cu veșnicia, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică în slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, adică nu te lăsa influențat de ceea ce se vede. Altul sănătos, tu ești bolnav. Altul a fost medicat, tu încă nu. Nu te lăsa marcat de ceea ce se vede aici și trecător. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele care nu se văd sunt veșnice. Dacă un bolnav se uită tot la trupul lui bolnav, atunci se va pierde. Dar trebuie să gândească că Dumnezeu a pregătit pentru el un trup de slavă, sănătos, perfect. Și chiar dacă ești vindecat, nu te preocupa de vindecarea aia, au venit ucenicii de pe teren, Luca 10, și au spus, Doamne, dracii ne sunt supuși, se vindecă bolnavi, nu lăsa să vă domine asta. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise? Deci chiar când e vorba de vindecări, nu lăsa să te marcheze astea. Și atunci, gândul tău să fie tot la veșnicie. Atunci îți poți păstra echilibru. Nu sari în sus când face Dumnezeu o minune și nu te scufunzi când n-o face. Îți păstrezi linia de plutire spre împărăția lui Dumnezeu. Și mai citim acum din Isaia, capitolul 60, despre aceea vreme a veșniciei, care trebuie să predomine gândirea noastră în raport cu sănătatea, boala și vindecarea. 60:20. Soarele tău nu va mai asfinți și luna ta nu se va mai întuneca, căci Domnul va fi lumina ta pe vecie și zilele suferinței tale se vor sfârși. Și tot în Isaia 33:24, acolo sus, niciun locuitor nu zice, sunt bolnav. În Rai nu mai discutăm de tema asta, gata cu ea. Pentru că poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Vedeți ce frumos le leagă? Când se va căpăta iertarea, definitivă e gata cu boala. Doamne, ajută-ne la acestea. Dumnezeu să ne ajute să ne păstreze într-o stare de sfințenie ca să ne poată păstra Domnul sănătatea. E mare har să fii sănătos. Când te doare ceva, știi ce spui? Măcar puțin de m-ar lăsa durerile.
să am un moment de respiro. Și unii au sănătate cu ani și întreb pe unii, a fost la spital? N-am luat nicio injecție. Că poate pe vremea lui nici vaccinat n-a fost. Sănătoși! Să ne rugăm Domnul să-i păstreze. Credincioși, să fie sănătoși la minte, la suflet. Dacă unii sunt bolnavi, pentru bolnavi Domnul să-i vindece. Iar ei de partea lor trebuie să știe că Domnul îi va ținea într-o stare bun pentru slujire. Iar cei care au fost sau vor fi vindecați să mulțumească toată viața Domnului și să-i slujească. Să-i fie recunoscător din inima întreagă, Dumnezeu să se îndure și de sănătoși, și de bolnavi, și de cei vindecați. Și pe deasupra să lase și în biserică darurile sale, ca să se facă minuni și semne și să se dovedească lucrarea lui Dumnezeu în biserică, Dumnezeu poate. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.